Iată că a început școala și bineînțeles că temele nu vor întârzia să apară, iar o temă bine făcută are nevoie de un birou pe măsură, nu-i așa, Raluca? Bineînțeles, ca să putem să ne desfășurăm activitatea de după școală, avem nevoie și de cele necesare pentru acest lucru. Găsim un birou pe măsură aici la Mob Expert din incinta Shopping City Suceava? Bineînțeles, găsim birouri pentru preșcolari, birouri pentru copii mai mari, birouri și pentru adulți. Hai să discutăm despre cele trei birouri pe care le avem aici în fața noastră. Sunt birouri destinate preșcolarilor sau potrivite și pentru cei care nu depășesc clasa a patra. Sunt special concepute pentru ei, astfel încât își reglează înălțimea și se pot rabata. Așadar, primul birou, cel cu roz și scaunul destul de atipic, verde. Da, sunt, din ceea ce am descoperit noi anul acesta, sunt fetițe cărora nu le mai place rozul și încearcă să-și asorteze biroul cu un scaun care nu este neapărat în aceeași culoare ca și biroul. Deci, practic, tendințele din această toamnă sunt fetițele non-conformiste, nu? Da, din ce cliente am avut noi până acum, cam nu prea au respectat regulile. De fiecare dată, atunci când alegem un birou, trebuie să avem și o veioză care să ne ajute? În general, este de recomandat pe biroul fiecărui copilaș să fie și câte o veioză, astfel încât sporește lumina și ajută foarte mult la teme. În ce loc din camera am putea amplasa acest birou? În general sunt destinate, dat fiind dimensiunile destul de mici, sunt destinate camerei copilului, dormitorului, dar de ce nu pentru cei care nu au un spațiu foarte generos în casă, se pot amplasa și în living. Cum ar trebui să fie restul camerei atunci când alegem un birou care să conțină culoarea roz, dar un scaun să fie de culoarea verde? După cum spuneam, astea sunt destinate în general pentru camerele copiilor, dat fiind faptul că și culorile sunt potrivite pentru copii, astfel încât din ceea ce ne-am gândit noi, în general camerele fetițelor sunt roz, iar camerele băiețelilor sunt albastre și de aici și culorile puse pentru aceste birouri. În general trebuie să se potrivească ca și cromatică cu camera în care urmează să le amplasăm, dar nu este neapărat, dacă avem o cameră, nu este neapărat greșit să punem și un birou de altă culoare. E o pată de culoare oarecum. Ce ne poți spune despre biroul din stânga mea? Este un birou pentru băieței. După cum spuneam, avantajul lor este că au o înălțime reglabilă și se pot folosi mai mult timp și se pot ajusta astfel încât să fie comod copilului. De această dată păstrați aceeași culoare și la scaun și la veioză. Da, am încercat oarecum să facem, să aducem elementele complementare biroului și să oferim o alternativă sigură în momentul în care vin copilașii cu părinți să spună, uite, vreau scaunul ăsta, biroul ăsta și lampa și să le ia pe toate. Cu alte cuvinte, de această dată nu vorbim despre un băiat non-conformist. Nu, vorbim de copilașii, de băieții care respectă regulile și care sunt fani albastru. Am înțeles. Dacă avem acest birou, această veioză și acest scaun, cum ar trebui să fie restul camerei? Pentru că albastru cred că ar fi un pic cam prea mult, nu? Da, este recomandat pentru o cameră albă, astfel încât nici biroul nu este complet albastru, ci are și alb. Și cred că s-ar potrivi foarte bine într-o cameră deschisă la culoare. Iar cel de-al treilea birou din fața noastră este un birou care conține culoarea portocalie, nu? Da, este recomandat atât pentru fetițe cât și pentru băieți. Depinde foarte mult de ceea ce preferă copilașul respectiv, dar se potrivește, l-am vândut și pentru camere de fetițe și pentru camere de băieță. Un birou cu portocaliu galben, dar scaunul este o vișină putredă, nu? Da, vișină putredă, mov, ceva foarte, foarte căutat acest sezon în magazin. Tot mai mulți copii ne-au întrebat dacă avem scaune mov și ne-am conformat și am adus și scaune mov. Înțeles. Atunci când discutăm despre birourile pentru preșcolari sau pentru cei din clasele 1-4, cam la ce ar trebui să ne uităm? Ar trebui să luăm în primul rând copilul cu noi în momentul în care urmează să achiziționăm. Cel mai important lucru, nu? Da, pentru a vedea exact dacă se potrivește pentru înălțimea lui, pentru a-i găsi scaunul corespunzător și pentru a-i facilita corvoada de a-și face temele. Trebuie să ne gândim la locul unde vom amplasa acest birou, să fie în apropierea ferestrei, pentru a avea suficientă lumină atunci când își face temele sau nu? Da, este de preferat să fie într-o zonă cu lumină destul de puternică pentru a-l ajuta și pentru a nu-l obosi excesiv. Dar acum depinde foarte mult și de spațiile care dispunem în casă. De fiecare dată trebuie să punem și un corp de iluminat pe birou? Nu este neapărat, dar după cum spuneam, facilitează.
De data aceasta vorbim despre două birouri care cu siguranță se pretează pentru copiii de clasă primară mai mult, nu? Da, dat fiind culorile în care sunt aceste birouri și dimensiunile acestora, la fel se pretează pentru copilașii mai mici. Cel din dreapta mea, de aici, de culoare verde, nu? Da, este la fel o variantă a celorlalte despre care am discutat, doar că într-o altă nuanță. Am înțeles. Scaunul este atipic pentru că de data aceasta vorbim de un imprimeu, nu? Da, sunt scaunele cu imprimeu care la fel sunt la mare căutare din ceea ce am observat și se potrivesc pentru toate celelalte birouri despre care am vorbit și implicit pentru acesta. Tot așa se poate regla biroul, nu? Da, pe înălțime și se rabatează în cazul în care cei mici doresc să picteze, să coloreze și au nevoie de biroul ridicat într-o anumită poziție. Am înțeles. Iar biroul de lângă tine? Biroul de lângă mine este un birou mai mare pentru cei care dispun de un spațiu ceva mai generos. Nu este un birou colorat, astfel încât se potrivește cam în orice încăpere. Iar scaunul este de această dată atipic prin materialul folosit. Da, și este un scaun de o dimensiune mai mare pentru copilașii care vor să se simtă și mai confortabil decât pe un scaun obișnuit. Este un scaun albastru, la fel destinat mai mult băieților. La fel, se reglează pe înălțime și este foarte, foarte confortabil. Pentru că am început un nou sezon plin de tendințe și pentru că este toamnă și discutăm despre începutul noului an școlar, trebuie să ne spui cam cum ar trebui să arate o cameră a unui copil care vrea să fie în tendințe. Ține foarte mult de ceea ce îi place copilului, iar de la preferințele lui putem porni și amenaja o cameră pe placul lui. Neapărat să spunem că este un băiat. În general, din ceea ce am observat, albastru este la mare căutare în continuare pentru băieți, dar am avut și pe cei care preferau griul sau nuanțele ceva mai deschise. Nu trebuie să lipsească biroul din camera copilului, pentru că, după cum spuneai și tu, a început școala și este nevoie de un loc în care să-și facă temele. Cât mai mult spațiu de depozitare, pentru că, după cum știm, cei mici au foarte multe lucruri și decât să stea împrăștiate, mai bine să avem cât mai mult spațiu de depozitare. Patul nu trebuie să lipsească și toate elementele aferente unui dormitor. Alegem un birou colorat sau nu? Dacă alegem un birou colorat, este de preferat ca restul mobilierului să fie ceva mai simplu pentru a nu crea un efect foarte încărcat camerei. Deci, cu alte cuvinte, dacă tot se caută albastru în această toamnă, să optăm pentru un birou albastru și atunci restul camerei să fie într-o culoare neutră? Da, putem alege varianta aceasta, dar neapărat dacă alegem un birou albastru, să mai avem măcar ceva elemente de decor la fel albastre, pentru a crea oarecum o legătură. Putem să alegem la perete această culoare sau ar fi prea mult? Un singur perete, ceea ce recomand eu, poate fi în această culoare. Toți pereții ar fi deja un pic prea mult și cred că ar lua un pic din volumul camerei. Și pentru a face un exercițiu așa de imaginație, pentru o fetiță, hai să spunem că biroul va fi într-o culoare neutră și atunci cum ar trebui să facem această asociere între culori? Am adus foarte multe dormitoare noi în colecție pentru fetițe, foarte multe roz, foarte multe mov, iar dacă alegem un birou deschis la culoare, restul mobilierului poate fi ușor colorat cu model, cu imprimeu de desene animate sau mai știu cu ce preferă domnișoarele. Covorul cum ar trebui să fie și peretele? Atâta timp cât alegem un mobilier cu imprimeu, este de recomandat covorul să fie simplu pentru a nu crea un efect foarte culoare, nu? Da, unic, să nu fie foarte încărcat. Atâta timp cât avem mobilierul simplu, putem opta la covor pentru ceva colorat, cu fluturași, cu floricele, cu orice altceva imprimeu. Camera copilului trebuie să fie în acord cu restul locuinței sau nu? Neapărat. Nu neapărat, pentru că este important pentru copilaș să se simtă bine în camera în care își petrece cel mai mult timp și nu este neapărat să fie în acord cu restul casei. Putem să punem tablouri sau nu în camera copilului? Da, sunt tablouri destinate special copiilor, la fel, cu foarte multe imprimeuri destinate copilașilor, colorate, cât mai vesele pentru a înveseli camera. La final, Raluca, care este sfatul tău pentru cei care urmăresc această emisiune Tendințe Shopping, părinți și copii, care își doresc un birou nou acasă, dar nu știu ce să aleagă? Pentru cei care s-au lăsat pe ultima sută de metri în achiziționarea unui birou, îi așteptăm la noi pentru că avem în continuare birouri de foarte multe culori și foarte multe dimensiuni și sunt convinsă că o să găsească ceva pe placul celor mici.